Pe zi să nu vorbesc măcar cu 10 persoane, să le contactez. Persoane care poate în prealabil sau în principiu nu vor să achiziționeze gadgeturile mele, dar se vor întoarce la mine. Da? Majoritatea persoanelor pe care le contactez peste zi, așa se face network marketing. Cum se asociază cu cardul? Prin două aplicații ale noastre. Da? Network marketingul așa se face. Vorbești cu oameni, ceri recomandări. De la fiecare persoană cer minim 5 persoane recomandări cu care să poți să vorbești și sunt toată ziua. Și vorbești. Te ești acasă. Poți să învârți oala cu mâncare și să vorbești la telefon. Poți să-ți lege în copilul și să vorbești la telefon. Poate să doarmă copilul și tu vorbești la telefon. Poate să doarmă copilul cum doarme fetița mea și eu sunt aici și vând. Nu plec la muncă, că merg la muncă e problema mea, asta e altă mâncare de pește, pentru că aici au fost niște investiții, au fost niște lucruri, dar voi n-aveți nicio investiție. Că mergi la muncă până îți pui pe picioare, nu este vizibil, n-am văzut nicio întrebare, Bizu. Nu evit niciun răspuns eu. Că mergi la muncă și faci acest business în paralel până îți formezi o echipă, până îți formezi un venit constant din asta, da, normal, foarte frumos. Nu poți să fii oprit din punctul ăsta de vedere. Mai intră. Da? Scrieți cumva cu punct, scrieți după fiecare cuvânt, puneți punct, Bizu, și o să apară. Nu știu după ce criterii oprește TikTok-ul comentariile. Da? Cum se numește aplicația? O să-ți dau link-ul în pop. Dacă îmi lași un mesaj în privat, îți scriu. Sau poți să accesezi link-ul meu din bio și o să intri direct pe site-ul nostru. Acolo, sub numele meu, unde intri și mi-accesezi pagina, Doamne ajută! Sigur, acolo de desubt este link-ul meu. Mamă, deci nu se mai oprește ploaia asta, jur, nu se poate așa ceva. Chiar nu se poate așa. M-am săturat de atâta ploaie. Tu mă, Doamne, într-o țară cu soare. Unde să-mi fie mai bine decât în Belgia. Fiți atenți cum vă puneți dorințele. Da? Foarte atenți fiți cum vă puneți dorințele. Poate să te ducă Dumnezeu într-o țară cu soare să nu-ți fie bine. Și o să zică Dumnezeu, păi n-ai vrut tu aici? Înțelegeți ce zic? Du-mă, Doamne, într-o țară cu soare, unde să-mi fie mai bine ca și aici. Vai, trimiteți ploaie și în Timișoara, e foarte cald la noi. Da, nu v-aș trimite eu. E prea cald la București. Mamă, ce aș vrea să mă aflu la București acum. Ador Bucureștiul. 44 de grade, mamă, și la voi e foarte cald. Ebi, bună dimineața. 40 de grade, mamă. Parcă mi-e dor și de 40 de grade. Puteți intra în... Iana, te pup. Puteți intra în echipa mea și cu banii de aici vă puteți cumpăra aer condiționat. Nu mai simțiți căldura, nu mai mergeți în fabrici, nu mai mergeți în secții de croitorie unde curg apele pe voi. Febră la 40 de grade. Ai febră? Mă, de ce? Mă vrei în echipa ta, Bizu? În ce echipă? Nu pot să fac concurență business-ului meu. Lucian Alexescu, bună. Marchișteu, bună. Oho, deci se vede mesajul. Păi acum s-a văzut. Dacă nu s-a văzut înainte, nu o să mă agăț. Avem aer condiționat, dar nici pe ăsta nu-l mai suport. Am înțeles. Ce afaceri se mai fac? Se fac afacerile mele, ale mele, nu în colaborare cu nicio companie. E business-ul meu acest business cu inelul, ne-am lansat în toată lumea. Mulțumesc, Lucian. Acum suntem lansați și în America, și în Dubai. În Europa suntem lansați de mult deja, nu mai zic. Da.
Iar nu se mai vede mesajul. Păi nu se vede, întrebați oamenii din chat bizu dacă ei văd alte mesaje în afară decât văd eu. Nu se vede. La dumneavoastră se vede, dar la mine nu se văd toate mesajele. Te pup, Victoria. Uite, Ana Maria spune, nu se vede. Despre ce este vorba, nu am înțeles afacerea cu inelul. Deci, acest inel este un business și nu doar acest inel, ci gadgeturile în general pe care noi le avem pe site pentru că avem mai multe, dar consider eu că acest inel este motorul businessului. Te pup, Victoria, mulțumesc. Da? Acest inel însumează 6 carduri. Poate să dețină 6 carduri, da? Suntem în parteneriat cu Mastercard, Revolut și Visa. Orice card cu una din aceste funcții poate fi adăugat pe acest inel, da? Asupra voastră puteți plăti cu inelul. Nu poate fi copiat, clonat sau scamat, da? Primiți 1% cashback. Puteți să câștigați din vânzări directe, nu puteți, câștigați din vânzări directe 15 euro pe inel, dar aveți în funcție de produsul vândut 15%, da? Deci 15% din produsul vândut. Bineînțeles, adică acestea vin și pleacă și din compania noastră. Apoi dacă aduci oamenii în echipă, ai 5% și din ceea ce vând acești oameni. Și cum se conectează? Prin aplicațiile noastre, da? Dacă oamenii pe care i-ai adus tu în echipă aduc alți oameni, vei primi 3% și de acolo. Asta deocamdată, pentru că lucrăm la o platformă, tot de marketing, în sistem binar, da? Unde veniturile vor fi până la 35-40% în funcție de vânzările pe care le ai și bonusurile pe care le obții. Această afiliere, în acest moment, nu te obligă la nimic. Da? Absolut. Nu trebuie să plătești nicio taxă de afiliere. Da? Am hotărât acest lucru împreună cu partenerul meu pentru a fi un fel de tribut, aș spune eu, pentru partenerul meu de business, să nu se înțeleagă greșit, da? Ca un fel de tribut pentru momentele în care am cunoscut ce înseamnă sărăcia și pentru că îmi doresc să ajut oameni care se află în acest moment într-un impas financiar, poate, și nu pot să achite o taxă de afiliere. Și atunci am hotărât să fac o perioadă, atâta timp cât putem noi singuri să ținem hățurile acestei companii, să nu plătească nimeni deocamdată taxă de afiliere. Deci ce ai de pierdut? Ce ai de pierdut? Și pentru a fi afiliat, ce trebuie să faci? Să-ți faci un cont pe site-ul nostru, să-ți faci un